Acest program în care am fost cooptată a fost o adevărată plăcere, o bucurie pentru mine. Am simțit că m-a ajutat foarte mult până acum pe partea asta de motivație personală, de entuziasm. Cu toții ne dorim același lucru și anume să îmbunătățim învățământul românesc. Am simțit întotdeauna că ceva în învățământul nostru și modul în care abordăm orele trebuie să se schimbe. Și ideile pe care ni le împărtășim ne ajută foarte mult să ducem în localitățile de unde venim acel suflu nou al schimbării. Acest program pentru mine este o provocare. Faptul că am venit aici, am schimbat păreri și cu cei din industrie și cu alți colegi de la alte școli, pentru mine a fost un câștig. Cred foarte mult în lucru în echipă. Mă simt că fac parte dintr-o comunitate unde toți membrii au aceleași preocupări ca și mine. În momentul în care am venit aici la prima întâlnire, cred că a fost prima dată în 18 ani de predare, cam așa, prima dată când am simțit că eu de acolo din catedra mea, din Râmnicu Vâlcea, pot schimba ceva. Foarte rar se întâmplă lucrul ăsta. Și aici ne-am adunat o echipă de profesori pasionați de informatică, profund ancorați în realitate, în ce se poate face și ce putem să facem ca să fie mai bine. Ceea ce mi s-a întâmplat mie la astea două zile a fost foarte important pentru că m-a ancorat în niște direcții pe care ori nu le vedeam, ori nu le simțeam. Știam că există, dar nu simțeam cum sunt. Am făcut vizite de studiu la firme, am vorbit cu antreprenori, am vorbit cu product manageri, ne-au spus cumva cum văd ei informatica din altă perspectivă, din perspectiva afacerii. Așa, mediul de afaceri pentru mine a fost ceva foarte abstract întotdeauna. Acum am văzut într-adevăr cum este. Provin oarecum din mediul privat, deși n-am făcut o carieră de lungă durată acolo, dar oarecum aveam idee despre ceea ce se întâmplă și mi se părea că este o mare diferență între ceea ce se face la școală și ceea ce se cere. Și faptul că am văzut industria aceasta de IT practică până la urmă, că noi la școală avem numai teoretic și problemele pe care le facem, le și spun copilor, totul este didactic, nu e nimic practic. Dar era așa o chestie, aveam o voce mică și slabă și parcă nu îndrăzneam să merg în direcția asta și să. Și în momentul în care ai o idee vagă despre o anumită chestie și auzi și alți oameni care susțin același lucru, ai capis curaj. Am văzut în voi niște oameni care doresc să facă lucruri. Pot să duc copiilor elemente de orientare în ceea ce, pentru cei care își doresc carieră în IT. Am vorbit și la Electronic Arts și astăzi la Hotsuite. Sunt niște idei de colaborări pe care vreau să le pun în practică. Mulțumesc organizatorilor că au gândit un astfel de program. Și îmi place că nu se spune nu, adică, păi se poate, hai încercăm, facem aia, nu ne străduim. L-aș recomanda și sigur îl voi recomanda, în primul rând, prin faptul că te pune în contact cu altă persoană care au aceleași interese. Și este o activitate deosebită. Pentru această atmosferă extraordinară în care, nu știu, m-am simțit foarte bine. Așa ar trebui să fie și copii. Eu cred că asta este o problemă, a transmite copiilor bucuria vieții, bucuria lucrului care poate fi finalizat. Sper să reușim să implementăm ceea ce am dezvoltat aici și ce idee am căpătat aici în urma împărtășirilor. Cam asta a fost sentimentul când am intrat în proiectul Predau Viitor.